proiectele pe care credeam eu că le are ăla dinainte. Și ce-am făcut? Hai să vorbesc despre asta. Hai să iau prezentarea aia cât de tehnică e ea, să iau toate lecțiile alea și să le prezint, să le pun într-o altă lumină. Și de aceea prezentarea mea de astăzi o să aibă 8 slide-uri desenate, aseară, în cameră, în timp ce adormeam. Merge? Că mai sunt și oameni care, nu, adică, vorbesc pentru voi cei care înțelege și voi poate ziceți, bă, ce mișto sau, știam, bă, ai venit la București până aici, pe Ninsoarea și pe toate alea, seara cu vita mașină, ne spui de ăsta, Pixel Generator. Gatsbgs.org, mersi. Bun? Bun. Okay. Și acum să vă trimit prezentarea, nu? Da. Spasiva! Schimbă de la plus în engleză ca să înțelegi și unde am de pus să dai click. Și? Săgețile. Din... Da. Păi, începem? Eu v-am zis cu treaba cu prezentarea, că voiam să vă vorbesc despre Gatsby.js, cam cum să faci aplicații dinamice folosind un static site generator și apoi mi-a picat fisa că ar trebui totuși să vă vorbesc despre soluții creative. Că, în principiu, vedeți voi, vă ziceam adineaori, dacă ajunge să vă definiți prin limbajul, framework-ul, platforma pe care lucrați, la un moment dat o să fiți ca, și o să fiți, o să fim, ca telecomanda asta. Nu e unica, nu e singura, sau nu neapărat că nu e singura, că poate sunt altele ca ea, dar aceleași funcții pe care le face asta, poate să le facă și alta la fel, poate să le facă și alta neagră și mai mare, dar care se potrivește cu, nu știu, ceva de aici, cu ăsta. De exemplu, cu proiectorul. Nu este a videoproiectorului. E, în momentul în care ajungi să te definești, din ce am observat eu lucrând și în companii și de vreo 4 ani de zile lucrând de capul meu, e că în momentul în care ajungi să te definești printr-un limbaj framework și așa mai departe, ești marfă. Lumea se poate descotorosi de tine, dar nu la modul la care ți-ai terminat proiectul, ok, treaba ta e terminat aici, mergi mai departe. Ci pur și simplu, în miezul muncii, când tu poate ești prins și chiar îți place ce faci așa, nu știu, am găsit altul mai ieftin sau mai obedient sau mai, nu știu, mai cumva cum place business-ul, știi? Mai nu ca tine, dar la fel ca tine. Adică știe să facă aceleași lucruri pe care le faci tu, dar nu are chestiile alea nașpa care nu le plac la tine. Bun. Și am zis, bă, atunci hai să nu vorbesc despre chestiile astea fixe, ci despre partea aia de creativitate, știi? Unde poți să fii creativ ca om tehnic? Nu neapărat ca programator. Păi în zona soluțiilor pe care le oferi. Adică am prieteni, de exemplu, care sunt tehnicieni audio, care fac niște avioane pe care nu le găsești niciun manual. Dacă e să iei după căticică și să iei cele mixerul cu samplerul cu nu mai știu ce și cu cele 4 microfoane și cu așa, te uiți după manual și nu vezi nici care setup-ul ăla. Și e un setup perfect legit, merge extraordinar, bine să mai ieși și cântă în camera aia, fără nicio problemă, poate să înregistreze orice cântec, n-are nicio problemă. Dar nu-l găsești la manual. Și omul ăla, nu neapărat că poate deveni indispensabil. Devine greu de uitat. Că tu, de exemplu, ca programator angajat la o companie, ok, n-ai mult leverage, n-ai multă... Ești acolo, ai poziția ta, ai task-urile tale, echipa, proiectul pe care lucrezi. La momentul în care lucrezi, de exemplu, pe cont propriu, dacă te-a uitat clientul anterior, s-ar putea ca într-o perioadă în care n-ai adus clienți noi, asta e o altă problemă, că toată lumea care e independentă se concentrează pe achiziție, nu pe retenție. Ca și în turism și în orice altceva. Dacă devii regiul la o cafenea, ești ultimul care e servit. În loc să fie tocmai invers, că tu ești ăla care vine și lasă banii în fiecare zi. De? Bun. În momentul în care lucrezi pe cont propriu, trebuie clientul tău, clientul anterior, să-și amintească de tine. Și cum își amintește de tine? Păi prin soluțiile pe care le dai. Nu? A fost bună, a fost ușor de implementat, a fost rapidă, merge în piață. Mi-e ușor să fac un onboarding la oameni. V-ați gândit vreodată, de exemplu, când ați luat o decizie din punct de vedere tehnic. Bă, dacă eu plec de la ăștia, cât de ușor o să le fie, mă, să angajeze pe cineva, doi oameni să-l trețină? Hai să spun o poveste interesantă. Din 2016 încercam să migrez, eram la un client, eram în fine, tehnic, ce eram eu acolo, pe un proiect de-al lor, o soluție de customer support,
Și voiau să migreze front-end-ul de la ceva făcut cu jQuery. jQuery e o bibliotecă din asta care îți permite să manipulezi elementele din interfață, butoane, astea, input-uri, câmpuri de introducere de date. Nu știu, gândește-te în momentul în care dai click pe un buton și îți apare un loading, un loader din ala interiorul butonului. Chestia aia de obicei e făcută cu JavaScript. jQuery e o bibliotecă JavaScript. Îi dai click pe butonel, ăla zice, iau valorile din formularul ăsta, ce date s-au introdus, creează un obiect, îl trimite către un server și ți-ți arată rotița până în urmă că serverul a datele respective. jQuery e o bibliotecă ce îți permite să faci chestiile astea, doar că nu prea mai e relevant în ziua de azi. Adică toate front-end-urile, toate interfețele moderne sunt făcute cu totul altceva. Și încercam să migrez de la chestia asta, de la tehnologia asta, la o soluție front-end modernă. Eu am venit și am zis, bă, React. Eu lucram pe el deja din 2015, eram competent, restul nu erau competenți în nimic altceva, nici măcar în jQuery, dar asta e altă. Adică nu-i judec pe oameni, înțeleg de ce. Și un alt tip care, din punct de vedere tehnic, era destul de bun, ca să zic așa, un tip pe care îl respectam din echipă, să-mi iau și o picată, vine cu sugestia să folosim Aurelia. În fine, noi am făcut o analiză, am luat câteva biblioteci, ne-am uitat la ce... Am pus câteva criterii după care le evaluăm. Ca să stabilim tehnologia de asta era Aurelia, 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 Aurelia. Zic, bă, de ce vreți voi Aurelia? Că n-are... Cât de ușor îi va fi compania ăsteia când plec și eu, și tu, și ea, să angajeze programatori de Aurelia. Păi, bun. Cât de ușor îi va fi să angajeze programatori? Hai să simplificăm, poate, na, poate nu e neapărat nevoie sau să cauți programatori de Aurelia. Cât de ușor îi va fi companiei să angajeze programatori de JavaScript care să vrea să lucreze cu Aurelia? Toată lumea vrea să lucreze cu Angular, React sau Vue, mai nou. Vrei să faci Aurelia? Nu. Corect? Bun. E, vedeți voi, asta e o chestie pentru care un client, de exemplu, nu trebuie. Clientul ăla îl am și acum. De fiecare dată când are ceva muncă, are nevoie de... fie are vrea să facă offloading la vreun set de task-uri, un subproiect, ceva, sau are nevoie de un pic de consultanță, că vor să facă nu știu ce, nu știu ce produs și s-au schimbat angajații, de exemplu, ultima situație, s-au schimbat echipa în totalitate și, bă, nu mai știu aia ce e acolo. După, v-am lăsat documentația, păi, dar nu mai știu cum să o citească. Că n-a făcut nimeni handover mai departe. Și documentația a rămas acolo, neîntreținută. Ok, fine, hai, bine, hai să vorbim. Dar de ce? Pentru că în momentul în care am plecat de acolo, project managerul a venit și a zis, ăla a venit și a zis, ăla din echipă, tipul Radu, tipul de care vă povesteam, a venit și a zis în sfârșit, și, bă, bine că n-am făcut Aurelia, că nu știu cu cine lucram, pentru că în momentul în care mi-a terminat eu contractul cu ei, o colegă a plecat în Anglia și un alt coleg și-a găsit o altă companie și au rămas doi inși să întrețină aplicația respectivă. Și într-o lună jumătate, cam așa, mi-a dus încă doi inși juniori pe React. Dacă era ți-a după Aurelia. Bun. Și facem la parte de soluții creative. Vedeți voi? În momentul în care vă definiți prin ceea ce faceți, cum am spus, sunteți ușor de înlocuit. Să zicem că vrei să faci, ești programator de React, corect? Poți să faci aplicații web, poți să faci aplicații mobile, poți să faci site-uri statice, poți să faci server-side rendering, poți să faci single page apps. Și ideea e că majoritatea care se definesc prin tehnologia pe care lucrează, când nu-și găsesc un job care să-i atragă în tehnologia respectivă, încearcă și altele. Ceea ce nu e neapărat rău. Doar că, dacă ție îți place, de exemplu, să faci React, trebuie să-ți facă pentru o perioadă, cât timp e eficient. Eu, de exemplu, fac React din 2015. Și îl fac în toate felurile alea care e listat acolo. Dar asta pentru că merge. Am avut un client la care a trebuit să fac Vue. Echipa lor făcea deja Vue. Și am venit eu cu un amic în echipă să-i ajutăm să, cu deciziile tehnice și toate cele. Și am zis, bă, ăsta voia, hai să facem React, să facem React, să facem React. Zic, bă, fii atent aici. Avem patru oameni în echipa asta care fac Vue. Noi am venit doi care știm React. Vrei să ajungem Dumnezeii React-ului în echipa asta? Să stăm să învățăm pe oamenii ăștia care sunt deja în producție pe aplicația să învățăm React? Vue merge. Vue e un framework extraordinar. Cine a pornit cu el, poate să rămână cu el. Hai să învățăm noi Vue și să facem Vue. Okay?
Dar asta îmi permite să, cumva, îmi permit să fac asta pentru că, de fapt, și de drept, cunoștințele mele nu se rezumă nici măcar la React și la Vue, se rezumă la JavaScript. Și de acolo pot să mă duc oriunde trebuie. Singura problemă e că mulți nu se duc oriunde trebuie mult timp, încât să devină specialiști. Și atunci ajung într-o situație din asta în care fac și React, și Angular, și Vue. Și ce poți să faci? Că nu poți să le faci dacă te-ai specializat, de exemplu, pe o tehnologie pentru o perioadă, dar din nou, fără să te defini, fără să te îndrăgostești de ea, la modul ăla la care toată lumea îți spune, bă, React-ul e păducă, știi, jQuery e mort, mănâncă șobolani și tu zici, nu, jQuery e bun, nu te mai ține, bă, e vechi, e mort, dă-i drumul, let go, învață altceva, știi? În momentul în care te specializezi pe o chestie și o studiezi, îi studiezi și aplicările. Adică nu te rezumi doar la, ok, React ce e până la urmă? O bibliotecă de făcut UI-uri, corect? E o bibliotecă de făcut UI-uri care se uită să dezvolți single page apps. Da? Dacă te rezumi doar la asta, n-ai făcut nimic. Pentru că singura chestie pe care poți să o implementezi corect în React-ul ăla sunt UI-uri de backend, back office-uri, administrări. În momentul în care ai nevoie de SEO, de exemplu, de Search Engine Optimization, un single page app n-are nicio șansă. Acum s-au apărut soluțiile astea de pre-rendering, tot felul de nebunii, dar un single page app, să știi că te grăbești și ai nevoie de SEO și de keywords și n-ai timp să faci tu pre-randare și alte nebunii, n-ai SEO. Deci nu poți să faci aplicații de genul landing pages, pagini de marketing și alte nebunii. Decât dacă sunt landing pages pe care le trimite cineva într-o campanie din aia de bombardat mail-uri. Dacă vrei să te găsească cineva din Google, n-ai ce căuta cu single page acolo, știi? Și atunci începi și să aștepți, și profunzime, și zici, bă, bun, poate mai există ceva, păi există, static site generator, nu-i de gătit cor. Păi există, și poate de server side rendering, în cazul în care ești să faci și un framework, mă refer la un framework de decizie, despre cum să alegeți între tehnologiile astea, în funcție de cerințele alea de SEO și de cât de des se schimbă datele. O să vedeți în următoarele slide. Deci buba care e? Când ajungi să studiezi și să lucrezi cu toate deodată, nu poți să te mai concentrezi pe toate aplicările fiecăruia, pentru că, dacă vedeți, React să duce în Web App, să duce în Mobile App și Web App să mai duce în trei chestii. Și Mobile App s-ar putea să mai ducă în afară de React Native în altceva, dar nu știu eu altceva. That serves my purpose right now. Adică, pentru moment, actualmente, dacă vrea cineva o aplicație mobilă, în asta sunt eficient, în asta îți fac. Vrei altceva? Poate să-i comand pe cineva, dar eu n-am de gând să învăț altceva acum, în momentul ăsta. Asta funcționează. Dacă n-aș avea clienți, poate. Dar așa, din moment ce eu pot să livrez și oamenii așteaptă și vor aplicații făcute în React Native, de ce să mă complic? Pentru ce? Doar să pierd timp? Sunt mulți oameni care învață multe lucruri inutile, fără a le folosi vreodată, nici măcar pe un site project, dar în mine producție. Deci asta se întâmplă. Ajungi să nu poți să sapi în adâncime. Atunci nu poți nici să oferi soluții creative. Că până la urmă tot despre asta, la asta ajunge, la soluții creative. Dacă tu știi React, Angular și Vue și poți să le știi bine pe toate trei, doar bibliotecile pentru single page apps, ce poți să recomanzi? Vreau să fac campanii de marketing. Îți facem o aplicație web. Vreau să fac un dashboard. Îți facem o aplicație web. Totul e o aplicație web. Poți să recomanzi altceva? Poți să recomanzi, dar nu știi să implementezi. Și dacă nu știi să implementezi, nu știi să prezinți soluția de așa natură încât să-i o vinzi clientului. Asta e o altă chestie care le lipsește sau care nu lipsește nouă programatorilor. E foarte ușor să stai la calculator, să dai în taste și să scrii cod. E mai greu să spui când nu termin la timp, e mai greu să spui când mai ai nevoie de nu știu ce, de la nu știu cine și e mai greu să spui de ce, doamne iată, mă trebuie implementat asta așa și nu așa, fără să spui de aia. Deci, în ultimii 4 ani am încercat să angajez în companiile cu care am lucrat doar oameni care, eu acum realizez, asta funcționează, super, nu poate minunat. Doar oameni care sunt buni, nu știu dacă să spun comunicator, că e clișeu asta, știi, comunicarea, transparența, clișee. Oameni care sunt buni scriitori. Bă, dacă știi să scrii documentație, cod înveți. E în regulă. Dacă știi, în momentul în care îți dau o problemă, dacă știi să formulezi o soluție conceptual, nu știu, vreau să fac o autentificare într-un single page app, cum mai facem? Păi dacă eu aud, trebuie să ridic un pop-up, că dacă îmi schimb URL-ul, pierd starea, pierd router-ul, pierd nu știu ce, trebuie să ridic un pop-up, să-l monitorizez când îi se schimbă link-ul, mă duc la provider, iau date, bun venit.
iau datele, îmi face providerul redirect și eu mă uit când s-a schimbat URL-ul în pop-up-ul ăsta, că eu l-am deschis din pagina principală, iau tokenul din URL, îl pun în state frumos și gata, sunt autentificat. Dacă poți să-mi explici asta, nu trebuie să-mi explici câte biblioteci, cum și începe. Te duci și cauți pe Google și găsești soluția. Nici o problemă, dar să știi, doamne, iartă-mă, să explici cum ai implementat soluția aia din afară. Prefate că eu nu știu tehnologie, spunem doar în materie de link-uri, vreau să știu doar acolo, sunt la nivelul de știu ce e la un link, se schimbă un parametru, se schimbă ceva, dar atât. În momentul în care poți să-mi explici asta, ești angajabil pentru mine. Și asta am încercat să fac în companie, pentru că oamenii ăștia funcționează. Sau organizațiile formate din oameni de ăștia funcționează. Acum, revenind la treaba cu web apps pentru orice, în momentul în care n-ai săpată de ajuns de adânc într-o tehnologie, nu poți să recomand soluții creative. Și atunci, iarăși chestia aia că ești ușor de înlocuit. Hai să luăm... Vezi? Bine, asta pusesem observațiile astea apropo de too much... Trebuie să vă explic de ce l-am iată noi asta aici. Apropo de too much, you can do it, că nu poți să sap mai adânc, dacă te apuci de toate tehnologiile alea, nu poți să te duci mai în jos, și sau poți, dar o să fii, nu mai ești din casă, frate, adică e... Și așa viața noastră e cum e. Pot să vă spun eu că ea mai are un frate, adică în afară de viața mizerabilă de programator și atât, părinte, doi copii, dimineața te duci, la prânz te întorci, până la 4 stai acasă și să mai stai să mai înveți și toate astea, cum le punești. Dar, de fapt, eu vreau să ajung aici. That's my best impersonation of the world. Era 12 noaptea, atât am... E foarte reușit. Reversul medaliei, varianta cealaltă, la ce ați văzut anterior cu săgețile, e asta. În care, în momentul în care cineva își cere, vedeți că am șters needs și încă, nu știu engleză. Deci, e the client wants an app. Adică, bă, clientul o să vrea ceva de la tine. Sau o să vrea ceva. Nu neapărat ceva ăla pe care ți-l cere, nu neapărat ce are nevoie. Dacă ești în punctul ăla în care știi și Angular și Vue și React și te mai gândi ce dracu, nu poți să-i dai soluția de care are nevoie. Și atunci o să-i dai ce vrea. Vreau o aplicație. Da, boss. Ăsta e răspunsul. Am fost client, dar nu era o vorbă. Începea o vorbă în companie. Deviza noastră e facem. Trebuie să facem și facem. Facem. În situația asta ajungi. În momentul în care nu te specializezi unde ai ajuns pe ceva, ajungi în situația asta. La fel poți ajunge în situația asta și dacă te-ai specializat prea mult timp pe ceva, adică n-ai dat drumul la chestia aia din mână. Știi? Stai că am văzut la un moment dat, mi-a zis cineva... Eu am întrebat ce ești pe șef. Eu sunt Java 2 EE Architect. Enterprise Edition și zic, și ce faci când apare Java 3 EE? Da, dacă fac și incrementul de minor ăștia și numai de major. Te identifici cu toate, mai dai 15 certificări, nu e mai ușor să fii arhitect? Punct. Și să fii specializat în Java 2 EE când e Java 2 EE, să fii în 3 când e stabil ăla și poți să-l folosești și poți să-l aduci la clienți. Că dacă lucrezi, de exemplu, cu instituții financiare, probabil că încă de mai ești pe cod scris în 96. Încă vezi încântarea și semnele de exclamare ale primelor programatori care au citit cărțile de design pattern și obiectivele de design. Știi? Ok. Însă, în momentul în care te specializezi în de ajuns și explorezi tehnologia în de ajuns, ajungi într-o situație de genul ăsta. Și ăsta e și framework-ul de decizie despre care vă spuneam. Știi? Bă, clientul vrea ceva de la tine. Nu e neapărat de ce are nevoie. Bun. Tu trebuie să te gândești acum. El spune, vreau să fac nu știu ce pe internet. Tu trebuie să te gândești, bă, îi trebuie aplicație web sau îi trebuie aplicație mobilă? Adică, la ce se pretează? Vrei să faci campanii de marketing? Vrei să faci achiziție de oameni din exterior și să nu depinzi de un terț ca un App Store sau altceva? Bă, probabil că trebuie un web app. Îți trebuie aplicație web, îți faci landing page-uri, dai cu companie frumos acolo, iei mail-uri, că acum așa, sau Dubsmash sau cine dracule a fost. Nu știu dacă v-ați trezit cu mail-uri din alea, de scrie la Florina sau Ion și ofertă, nu știu ce naiba. Și dacă vă uitați, eu la mail-uri cel puțin mă registrez pe site-uri,
folosind Gmail, am filtrele alea cu plus. Și m-am înregistrat pe Dubsnash și era o aplicație, nici nu știu cum îi făcea. Dar o testam, de ce mai testez aplicații din App Store. Și am pus Adrian Plus, opera Adrian George Plus Dubsnash at gmail.com. Puteți să faceți asta în Gmail, apropo. Și e ca un filtru. Și mă trezesc cu spam și zic, cui îi trimitez pe asta? Pum, Dubsnash. Și apoi mă uit. Dubsnash security breach. All over the web. Bun. I-au spart pe băieți, au exfiltrat toate adresele de mail, ora și la gara. Spam. Acum listele se vând. Se vând listele de mail. Așa se face și cu LinkedIn, apropo. Nu mai dați accept la toate cererile de prietenie de pe LinkedIn. Dați-vă la profilele alea, dacă au o experiență, câte conexiuni, câte chestii, că băieții ce fac? Nu vreau să zic că sunt... Deci, bă, puțin amă. Zic ce fac. Se uită pe o categorie de genul... oameni CEO. Cine are CEO în titlu? Fac o căutare frumoasă pe LinkedIn. Poți aibă implicit, așa, că să folosiți Selenium sau orice chestie de testare automată, da. Să pornească UI-ul LinkedIn-ului, să dea next. Vă dau cerere de conectare. În momentul în care ați dat accept toate datele voastre de contracte pe LinkedIn pe care le aveți publice, în momentul în care sunteți conectați cu cineva, mail, telefon, data de naștere și toate ce, sunt vizibile profilurile alea. Pop, colectate, puse și sunt scumpe listele astea de mail. Imaginează-ți că îți iei o listă de CEO cu număr de telefon, companii la care a lucrat, la care a lucrat ziua de naștere, data nașterii, locați. Imaginează-ți ce targetare poți să faci în momentul în care chiar vrei să faci un outreach către oamenii. Știi? Deci nu mai faceți chestia asta. Da? Bun. Revenim. Vrei să faci marketing, vrei să-i bombardezi, acolo eram, da? Faci un web-up, frate. Faci un web-up. Ai link-uri. Vrei să dai share la chestii de pe site-ul ăla? Ai link-uri. Da, Android ai deep links. Poți să faci un mobile app și să dai link-uri din alea. In-app links. Nu știu dacă iOS-o are. Dar totuși, faci un web-up. Dacă vrei sharing functionality, faci un web-up. Dacă vrei SEO, faci un web-up. Unde ajungem iarăși în mai jos un pic, știi, la chestia aia cum. Dar zic, need-ți good SEO. Adică, bă, are nevoie de SEO. E ceva ce vrei să fie găsit din Google și din alte 15 locuri. E ceva la care, în momentul în care vrei să dai paste la un link în Telegram, vrei să apare și ție titlul paginii cum trebuie și poza paginii respective și nu un titlu generic de la index HTML-ul ăla pe care îl încarc cu framework și care îți varsă tot? Bun. Dacă are nevoie de dacă n-are nevoie de chestiile astea, folosești React. Adică un back office, de exemplu, un panou de administrare, poți să-l faci în React, fără probleme. N-ai nevoie de static sites, n-ai nevoie de next, n-ai nevoie de randare, de nimic. De ce are nevoie un back-office? Are nevoie de ceva din chestiile astea? Nu! Se încarcă, mă rog, sunt frumos, uitați-i pe treabă. Dacă are nevoie de SEO apoi, dacă e o întrebare, se schimbă datele TES? E important. Că dacă nu se schimbă TES, poți să folosești un static site generator. Dacă faci un landing page și dai o săptămână cu el, îl folosești o săptămână, nu are rost să stai să treci serverul de fiecare dată de niște imagini sau de niște chestii. Și să stai să codezi toată chestia aia. Faci ceva static. Le-ai pus pe un CDN ca share. Te gândești să schimbi tu textul, nu e nicio problemă. Poți să-l schimbi. În 2 minute e înapoi compilată pagina și toate cele. Și o să vă spun WeRemote, de exemplu. WeRemote e platforma mea de joburi remote, WeRemote.eu. E un static site. Păi eu n-am 100 de companii care publică în mod concurent joburi. Publicăm una pe zi. Și atunci de ce să stau eu să fac tot server site-ul vieții, nu pot să compilez site-ul o dată la 5 minute? Nu? Exact asta fac. Înainte se compila site-ul la fiecare postare. Dar am realizat că dacă cineva vrea să facă o șmecherie, îmi fundă țeava. Ok, nu e nicio problemă. 5 minute poți să aștepți până ți se publică job-ul pe site sau până când ți s-a schimbat titlul pe site. Nu e ca și te indexează Google instant. Dar 5 minute te face un bil. Am statistici care se actualizează la fel. Alea o dată pe oră. În cazul în care implică build-ul celălalt, măcar am un fail-safe. Bun. Și ajungi în stația asta. Nu se schimbă datele, faci un static site generator. Se schimbă datele des, ai un sistem ceva mai dinamic, folosești Next.js. Știți ce e Next.js? Știți ceva din afară de React? Știți de vreuna dintre tehnologiile astea cu ce se reacți? Da, Next.js, nu. Next.js e o combinație între modelul clasic de randare de pe server, în care te duci la server, te duci la cer o pagină, o resursă,
serverul merge în baza de date, își ia ce îi trebuie pentru pagina respectivă, îți ia template-ul din altă parte, le combină și se servește ție în browser. E ce face static site generator-ul, dar la fiecare request. Static site generator-ul face și el aceleași chestii, dar le face odată, când se face build. Ai schimbat datele? Bun. Ai notificat sistemul care îți face build, ăla se duce, ia template-ul, ia datele, le îmbină, le pune pe un CDN, ți le servește de acolo. Ai dat refresh, tot chestia aia o primești. Nu se mai duce în baza de date, nu se mai duce nicăieri. Next.js e un hibrid. Îți permite să ai și pagini statice, o pagină de forgot password, de exemplu, o pagină statică. Nu trebuie să te duci să mai întrebi serverul de vorbă, să-ți dea chestii de prin baza de date sau de oriunde, pentru pagina de forgot password. E forgot my password. Întrebi serverul când ai dat submit. Îl apelezi, bă, ia tu mailul ăsta, vezi că și-a uitat parola. Apropo de forgot password, am întâmplat chestie foarte interesantă. Încercam să fac Magic Links Authentication în platformă. Magic Link Authentication e, îți bagi mail-ul, dai click buton și primești un link. Ce are Slack-ul? Cu o parolă. Ce are Slack-ul? Nu știu dacă folosiți tot Slack, dar încercam să vă explic, știi? Primești un link în care e un token care de fapt e asociat unei parole și te autentifică în aplicație când ai dat click pe link-ul ăla, fără să mai bagi parolă. Și am văzut o chestie foarte interesantă. Un băiat pe formularul, sau o fată, dar parcă era un băiat. Pe formularul ăla, unde îți băgai adresa de mail ca să te autentifici, dacă adresa de mail nu exista în baza de date, îți spunea, nu există adresa în baza de date. Oare când mi-ar fi luat mie să văd eu câte adrese de mail valide sunt în baza aia de date? Și au contul. Că AT&T-ul, de exemplu, a pățit-o cu e-mail-urile de iCloud. 150.000 de e-mail-uri au fost scoase de acolo. Pentru că pe SIM-ul e un identificator din asta al cartelei și un băiat s-a gândit, eu am 1172 și dacă apelez serviciul ăsta, îmi dă mail-ul meu înapoi. Dacă pun 1173, alt mail. Dacă pun 1174, ăștia au I++ la ID-uri. Și au încercat ăștia 150.000 de mail-uri așa. E exact același principiu. Fac ceva și tu îmi spui dacă e valid sau nu în situația pe care am descoperit-o eu. La ei era bug un cod și tu îmi dai adresa de mail validă. Same thing, nu? Dacă era un cod greșit, tu îi dădeau eroare. Dar erau la rând. Dar... Bun. Așa era pe Jobs. Schimbai ID-ul și obțineai CV-ul de la toată lumea. Înțelegi? Și mai vrei să mai plătești platforma aia din orice punct de vedere când ai așa ceva? Acum când întâi din comunificată. Aia, și eu am găsit într-o platformă de training chestia asta și mi-am dat un pe Twitter CEO-ul, i-am zis, bă, știi, aveți vulnerabilitatea? Da, o să ne uităm. N-a zis mulțumesc, deci probabil că nu s-au uitat. Că dacă se uitau și vedeau unul și bă, ce-a făcut aici, ești nebun? Ar fi zis și el, bă, mulțumesc, ai dat, thank you, save my ass. Bun. Pagina de forgot password poate să fie o pagină statică. Pagina de set new password poate să fie o pagină statică. Ce treabă are? Are un link? Pe tine te interesează link-ul atunci când ai dat submit la formular. Next, asta face. Îți dă pagini statice plus server-side rendering. Server-side rendering e pagina de profil. Când te-ai dus pe ea să-ți vezi profilul, se duce și ți-a poza de profil, numele, pronumele, că suntem în România și... Na, anii 90 și... Anii 80, de fapt, nu sunt și 90. Nu sunt foarte departe. Deși, istoric vorbind, ar trebui să fie. Ți-a numele, ți-a detaliile din baza de date și le afișează. Când ai dat refresh, se întâmplă același lucru, pentru că trebuie să verifice cu serverul dacă ești autentificat, dacă ai o sesiune activă de login, că sesiunea expiră. Tu când te autentifici în Facebook, de exemplu, asta spune o sesiune acolo. Aia poate să expire și atunci se ceară parola din nou. De aceea, paginile de genul ăsta, e bine să fie randate atunci, pe loc. Ad hoc, cred că e termenul. Ad hoc, nu ad hominem. Ad hominem parcă aia, cu atac la persoană, nu? Bun. Și asta îți oferă o chestie ca Next.js. Sau te duci pe partea cealaltă și zici, bă, ăsta vrea ceva cu engagement, vrea cu notificări, cu nebunii, vrea să țină oamenii acolo, să-i trezească din somn, s-au uitat Vasilica la poza ta, cine e? E? Atunci, da, când ai nevoie de interacțiune de genul ăsta, folosești o aplicație web. Că n-ai atâta control asupra ecosistemului. Ecosistemul e oferit de sistem de operare și de browser acolo. Și te duci pe zona de mobile app și atunci poți să faci reagnetic. Dacă tu ești în situația asta, nu poți să faci chestia aia. Că nu știi că există. Nu știi că există variante. De asta, ideea mea e că mai bine
nu... Stai, cum să o formulez, că mi-e... E mai bine să nu știi toate chichițele dintr-un framework, dintr-o bibliotecă, dintr-o chestie, pentru că pe alea le poți afla, că cineva le-a documentat implicit ăla de le-a creat, și să-ți dezvolți partea asta creativă de soluții, să te uiți la produsul unuia și să zici, bă, cum se uită, de exemplu, cineva care învață design, se uită la un design și încearcă să reproducă, mimând în același timp sau gândindu-se și la deciziile de design care s-au luat acolo. De exemplu, Netlify are niște label-uri, Netlify e un sistem care face build de site-uri statice. Are niște label-uri, niște etichete, în dreptul fiecărui build, cu statusul, building, publish, nu știu ce. Etichetele alea au niște texte cu un fundal. Textul de aceeași culoare cu fundalul. Fundalul este o galbenul acela, dar desaturat la maxim spre alb, iar textul este același galben, dar saturat și închis la maxim, dar tot galben e. Contrastul e extraordinar. Și te uiți la chestia aia și zici, bă, de asta am făcut, mă, că e nașpa să pui text colorat pe fundal colorat. Și text alb pe fundal colorat. Iar e dificil, e greu cu contrastul, de asta am făcut asta. Ei, la fel de uiși la un produs. Iei un produs, iei, nu știu, Product Hunt, de exemplu. Știți Product Hunt? Da. Nu? Nu? E o aplicație, o platformă unde oamenii publică... alte aplicații. Își publică lansarea aplicației, da? Eu, de exemplu, We Remote, deși l-am lansat de ceva vreme, fac ceva interesant la el și zic, am lansat nu știu ce pe We Remote și descriu acolo și acolo intră oamenii și bă, ce mișto e, bă, ce-mi place, unul îți dă feedback, îți spune... Oaie, nașpa, aia n-a funcționat cum trebuie, eu aș face așa, uită-te la aia. Bun. E o comunitate unde se lansează produse, se susțin produse, E o modă acum mai nou să te lansezi pe Product Hunt. Da. Toată lumea se lansează pe Product Hunt, că da. E mare dudă, acolo sunt toți VP, toți nebunii. Da. Așa e, așa e. Ei, te uiți la Product Hunt și zici, bă, ăștia au o modală în momentul în care faci login. Nu au o pagină separată. Dai click și te apare modala. De ce au făcut chestia asta? E ușor de ajuns la el. Că să mai facă încă un click pentru ceva ce n-are nevoie de SEO, n-are nevoie de nimic altceva. Da? Ce îți trebuie SEO, pagina de login? Really? Nu! Și atunci ți-a pus o modală. Poc, ți-a apărut în față, te-ai logat. Stai și te uiți la asta și zici, a, de asta au făcut-o. Bun, dar scopul meu pentru clientul ăsta, să zicem, e să... fac un boarding cât mai repede, da? Să fac achiziție de clienți și atunci o să facă prin landing page-uri și trimițând link-ul de sign-up pe oameni. Dacă eu îi pun modale acolo, care sunt bune, frumoase, rapide, o să fie interesant, dar o să-i fie greu din punct de vedere al onboarding-ului. Să-i dea cuiva un mail în care să-i spună dă click pe link-ul ăsta și dă click pe sign-up. Dar are nevoie de link-uri, da? Și atunci ce faci? E o soluție creativă. Îți pun modale în aplicație, căstușoare-ți mișto, nu-ți schimbă nimic, n-ai nevoie de nimic în plus pe aia decât de input-urile respective și de 3 butoane, dar ți le fac prin router. Și ți le fac să afișeze în două moduri. Sau într-un singur mod. Când se schimbă ruta pe login, nu schimb nimic, nu descarc componentele din spate, le las randate, las toată interfața în spate și vin doar cu overlay-ul și cu modala și îți schimb URL-ul. Ai dat pe X, ți-am schimbat din nou URL-ul la ce erai tu, URL, pe ce pagină te aflai tu și nu-ți mai afișezi modala. Simplu. Înțelegi? Are sens? Bun. Observi, încep să observi produse și proiecte din astea și să înțelegi de ce doamne iată mă au luat aia deciziile pe care le-au luat. Și poți să le iei și cum ați văzut acum, să le adaptezi. Că te gândești, bă, dar de ce are nevoie ăsta? Lasă-l ce vrea. De ce are nevoie? Că nu întotdeauna, exact ce scrie aici, e o mare diferență între ce vrea clientul și de ce are nevoie. Și e o mare diferență între ce cere clientul și ce o să ajung să faci. Vă spun o poveste interesantă. Lucram anul trecut cu o echipă care făcea cripto și era o platformă de publicare de ICO. Nu știu dacă știți cum cripto, cu astea, initial coin offering, sunt. Cert e că la un moment dat vine clientul la noi și ne spune vrem și noi un buton de export să scoatem ce, pe baza, punem niște filtre, avea o listă, un grid, un tabel, cu niște utilizatori și noi punem niște filtre, se restringe lista aia și punem export pe lista aia. Bun. De fapt,
butonul ăla de export era o chestie care a durat 3 săptămâni să fie făcută în 3 programatori. Da. Pentru că, vedeți voi, datele alea se agregau din 4 sisteme. Sistemele alea se sincronizau în perioade diferite. Că erau în Singapore, erau în China, se sincronizau pe aveau API-uri diferite, aveam nevoie de un sistem de evenimente care să gestioneze, în momentul care s-a actualizat, dar să-i spună noastre API, noi ia-ți datele, să poată să facă push, că toate sincronizările alea ei le făceau manual. Și de ei au cerut doar un buton, dar de fapt ce voiau? Voiau automatizarea agregării datelor în sistemul nostru și apoi pe baza asta, rumegarea datelor lor, și apoi să scoatem un Excel din ce afișează ei în un CSV, din ce afișează ei într-un tabelaș atâta. Deci aia a fost muncă de 3 săptămâni. Apropo de ce vrea clientul versus ce are nevoie și ce îți cere clientul ca funcționalitate și ce e de fapt chestia și efortul din spate. Dacă ești un executant, dacă ești un Java 2E arhitect, zici, facem, facem. Da, boss. Și faci. O săptămână. Două. Începi să întrebi. Când îmi dai și mie butonul? E doar un buton. Tu nu zici, tu știi ce e acolo. Dar dai în taste. În speranța că după ce depășești și termenul limită cel mai în față, să mai fie dedicat de lucruri și zic, hai mă, uite, a făcut aproape tot, mai are un pic. În loc să-i spui, bă, nu e doar un buton. Fii atent, uite. Ia hai să stăm aici o zi, că o să fie 3 săptămâni și o zi. O zi nu mai contează. Hai să stăm, să-ți explic ce, Doamne, iartă-mă, îți trebuie. Ce încerc tu de la mine și care, ce se va întâmpla în spate și ce trebuie să se întâmple în spate. Într-un limbaj, aici e partea aia cu oameni care sunt în stare să comunice, oameni care sunt în stare să scrie o documentație. Într-un limbaj pe care ăla să-l priceapă. De exemplu, buton loader, ce am încercat să le explic lor cu trimisul cu jQuery, că ziceam jQuery și eu ziceam jQuery. Așa cum am zis jQuery ăla, când dai click pe buton, datele pleacă la server și se rotește. Ăla, buton, o rotiță. E greu, n-ai terminologia, îți lipsește vocabularul. Asta e și cu clientul, asta e și cu stakeholder-ul tău. Îi lipsește vocabularul tău. Dar tu ai vocabularul lui și dacă nu-l ai, pentru că tu deții conceptele și abstractizările, poți să găsești sinonime și explicații și paralele, să-i explici ce doamne cum se întâmplă. Și îi de mânuță, îl bagi, că îi place, stai la beședință, un manager. Știți de ce nu și-au manageri la o companie concediu toată dată și și-au concediu pe rând? Să nu rătești de serințele. Să-mi se plimbe stakeholder-ii când mergem în banii și pe ei. Asta e o glume de manager. Nu, nu, tocmai asta vreau să vă spun, să nu vă pună de... să-i spuneți managerul în gluma asta. Pentru că iau o părere foarte bună despre ei. În general, e bine să fii manager of one. Manager of one. Am lucrat în echipe software în care eu eram tech lead, n-aveam project manager, n-aveam nimic. Eram cu doi oameni din echipă în discuție cu clientul. Se dau așteptări, toate cele, ei făceau mock program. Deci eu nu munceam în echipă. Eu era super următor. Dacă eu trebuie să muncesc în echipa asta, înseamnă că e ceva în regulă. Deci dacă eu trebuie să muncesc, înseamnă că nu fac treabă. Înțelegeți? Că tech lead-ul primul și în primul rând ce face? În afară de ales de tehnologii și vine el și vine Dumnezeu, vine cu Sprinkle Veritas și face totul să fie mișto. Le facilitează munca celorlalți. Asta face un tech lead. Îi ajută pe ceilalți să-și facă. Tech lead-ul de obicei are task-urile neterminate, să țineți minte. Dacă tech lead-ul e la zi cu task-urile, nu face ceva cum trebuie. Cineva e în urmă. Bun. Unde poți să mă urmă? Lasă-vă oricum. Să acolo. O să dau și o să zboare. Bun. Hai că o să închidem să închid asta cu discuția, cu explicatul. E pe ăla de mână sau pe aia. Face sala de ședințe că îi place. M-am închis că îi place. Îți place ședința? Îmi place. Și îi explici, bă, uite, tu vrei butonul ăsta, da? Vizual e doar atât. Dar, de fapt, când avem și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta la cadă. Vezi că e cretă acolo. Nu, e ok, pot să... Aș uitea, dar nu cred că vreau să vreți în hală strap de cretă acolo.
Avem astea trei sisteme la care voi acum faceți manual, trageți datele. Știi că trebuie să integrați și alea, nu? Da. Știi că nu are niciun sistem de evenimente. Știi că publică datele în formate diferite, adică chinezii, de exemplu, sunt obsedați de SOAP. Încă sunt pe SOAP. Da. Fac SOAP, îți dau XML de tesatură, e așa mai bagriană, știi? Cam aia e ideea. Și atunci trebuie să stai să te pliezi pe fiecare, știi? Că nu o să vină, adică în cazul nostru, de exemplu, noi ne-am spus, bă, puneți-vă client să-i spună JSON măcar, la voi în Singapore faceți și voi, doamne iartă-mă, cu serverul ăla cumva să fie accesibil și pentru noi, că știu că vreți securitate, dacă vreți și integrare, trebuie să alegeți. Adică, nu știu, ori angajați un om special, deci ăștia erau pe principiu mai angajat un om în Singapore. Literalmente, dacă aveam nevoie de unul care să bage o mufă de aici, aici, este așa. Îl iei și îți scrii chestiile astea. Și atunci înțelege că nu vreau doar un buton. Sau eu vreau doar un buton, dar de fapt ce vreau e automatizarea workflow-ului ăsta. Clientul vine și știe atât. Pune și eu un buton acolo. Și după trei săptămâni te întreabă. Poate ce e butonul acolo? E doar un buton, dar în... Nu? Că aia știe. De asta e bine să vă orientați spre zona de soluții creative, că atunci începe și vedeți și problemele în cerințe mai ales. Că, nu știu dacă știți, ați citit, dar știa cineva Code Complete? Cartea? Nu fine. O știu, dar n-am citit. E un băiat deștept, care... Bă, o să folosesc de toate asta. Unde e? Da, aici? Da, uite acolo. Care a zis el în felul următor. Nu mai știu exact cifrele, dar... Avem chestia asta. Requirements, architectures, dacă știu să scriu spate largi, să scriu architectura. Eu nu sunt, eu sunt din Vitești, te-am lăsat și pe mine. Nu știu de aia că termin să-ți la Vitești, nu? Bă, la 12.200 de euro? What? Știți de ce ne-ai aeroport la Vitești? Am luat și prevedere de pilot companie, găsi aeroportul, adică ai găsit avionul, parcă am în bordură, 2 minute, papari, mă duc și eu până aici. Bun, deci avem requirements, avem architecture, cum se scrie la noi, avem development, avem QA, și avem everything else. Și aici la fel avem dev, asta e construction, de fapt, QA și everything else. Și nenea ăsta, pe care nu mai știu cum îl chema, i-am uitat numele. Chris McConnell, nu mai știu. Zicea în felul următor. În momentul în care descoperi un defect, o eroare în cerințe, vorbeam de cerințe, de vreau un buton, dacă o descoperi în faza de cerințe, costul e 1. Corect? Dacă e o eroare de cerințe și o descoperi în faza de arhitectură, costul e 10. Dacă o descoperi în faza de dezvoltare, costă 100. Dacă o descoperi în faza de testare, costă 1 milion. Dacă o descoperi mai încolo, doamne ajută. La fel și cu arhitectura. Aici nu ai, arhitectura costă 1 și așa mai departe. Înțelegeți unde mă duc cu asta, nu? Dacă nu comunici bine ca programator, ca profesionist, o să ai probleme aici. Asta o să-ți lipsească, nu o să fie corecte, nu o să le înțelegi. O să înțelegi și tu la fel ce a înțeles clientul din afară, vreau un buton, și când ajungi după ce ai zis, da, 2 zile, face, întrege, te duci la calculator, ești exact așa. Oh, shit. Ce-am făcut? Pentru că realizezi ce, doamne iartă-mă, se întâmplă acolo. De-aia e important să fii un bun comunicator. De-aia e important să-ți dezvolți mai mult partea creativă decât partea tehnică. Partea tehnică se dezvoltă pentru că informația e peste tot. Și voi nu sunteți neapărat oameni care nu știu să o caute. Bă, tot dracului, puteți să găsiți o vulnerabilitate pe care să o băgați în aplicație, ca de exemplu aia cu dacă mail-ul e valid pe pagina de succes, dacă e invalid pe pagina de eroare. Puteți să o copiați de pe ăsta cu overflow lejer. Și vă rezolvați și problema, dar nu realizați că intru cinci cam greșeală de securitate. Ce vreau să spun e că materialul ăsta e disponibil. Atâta timp cât știi să pui... Și iarăși, uite, nu mai trebuie nimic aici. Știi să pui întrebarea. Cât știi... Eu am colegi care scriu pe Google și băi, căuta pe Google, două, nu găsi nimic. How to, nu știu ce, caut eu. Primul răspuns. Ce mă uite? Bă, tu ori nu te-ai uitat?
ori n-ai căutat și mă minți, ori nu știi să scrii. Și deseori nu știi să scrii. De important să dezvolți chestia asta. Pentru că costul atât pentru tine cât și pentru client. Și în momentul în care unealta pare stricată, arhitectul Java 2 sau ce e el, schimbăm unealta. Că dacă dai 2-3 de astea, da? Clientul nu o să spună, bă, scuze, m-am greșit, ți-am dat cerințele greșite. Nu! Deseori, e tendința umană, nu că e clientul vreun diavol, știi? O să spună, bă, dar tu nu pui întrebări, dar de ce nu m-ai întrebat? Dar ți-aș fi spus. Dar tu nu știi ce e acolo? N-ați auzit întrebări de-astea? Nu sunteți cercăreți, voi sunteți un conflictual. Ți-am spus că mă vineam că știi. Adică nu ți-am spus că mă vineam că știi. Bravo! Hai zici tu ceva, că sigur mi-i spunea, ai auzit sigur. Ok, camera spre mine, ok. aia vă zic. Unii sunt non-conflictuali și pur și simplu nu ajung în situația asta. Dar eu, de exemplu, când, dacă te văd că ești prost, am tendința să-ți spun că ești. Adică, bă, ai cerut asta, știi? N-am... Cumva faptul că sunt totuși conflictual, n-am ajuns în situația asta. Adică dacă am ratat cerința, am ratat pe hatul de aia de cerință. Am zis că putem trebuie să fie pe dreapta. Hai, mai departe. Dar cunosc oameni care au dat-o de card la modul... Au pierdut 80.000 de dolari în criptomonede. Literalmente lângă mine. Adică era așa, pam, 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 și intră în cinte CEO și... Unde sunt 80.000 de... Unde sunt nu știu cât token din wallet, știi? Păi am pus aia în producție și era o chestie care procesa evenimente de pe blockchain, se uita ce tranzacții sunt, le lua bloc cu bloc, rumeca tranzacții, le reconcilia cu bază de date cu... și ideea e că le reconcilia prea bine. Păi stai seama, când gândești o companie cu 20 de angajați care nu face, se pregătăm și îi facă milion, știi? Dar milionul e pe cifră de afaceri, cifra asta de afaceri are multe chestii care în momentul în care te uiți la ce ai în mână, știi? Dispare din cifra aia mare de afaceri. Și 80.000 așa, un client dintr-un foc și nici nu mai știi ce se întâmplă mai încolo. Nu poți să oprești aplicația, nu chiar așa. Te sperie, știi? Scuză-mă, Dani. Mama, am vrut să fie mai interesant, dar nu s-a făcut. Te sperie chestia asta. Și... 2-3 de alea și te duci acasă. Spre norocul lui, tipul ăla era un tip destul de talentat, îl munciseră vreo 3 nopți, deci efectiv era pe jos, vezi el 23 de ani, că și el vreo gagică, o ieșire în club, 2-3 nopți din astea de muncă, o băută, plus plus. S-a terminat, ci, sau minus minus, ce doamne iată m-a pus care l-a pus el pe acolo. Și s-a terminat tot, înțelegi? Dar 2-3 greșeli din astea și schimbă mâna ta. Îți iartă și rugăniță, nu? E important. Subliniez asta, am tot bătut monedă pe ea, să vă dezvoltați partea aia creativă. Să faceți un job board, acum mă umflu eu, mă scuzați, să faceți un job board în static site generator. De ce? Nu, în prima fază n-are niciun utilizator. Pentru primele trei lucruri probabil că va avea 10, 100. Pentru ce să te complici? De ce să te duci mai departe? Eu și așa m-am complicat cu e-remote. Dacă trebuie să folosesc de gel Firebase, cum am folosit pe aplicația pe care nu v-am prezentat-o, pe care am prezentat-o atunci și nu am avut cui. Trebuie să folosesc Firebase. Aveam autentificare. Așa vorbesc acum cu partenerul meu, chiar și el a vorbit în timp ce veneam în pace. Bă, tu notează acolo și îți explic eu, uite cum e autentificarea făcută acum, că am început deja să lucrez la ea, dar zic, cred că ar trebui să o aruncăm să punem Firebase, să-l copiem, dar din partea cealaltă nu avem nicio problemă. Sunt chestii, sunt decizii, tehnice pe care le-am luat atunci, pe care acum nu le-aș mai lua. Adică să mă apuc eu să dezvolt un API, putea că nu mergeam produsul ăla. Dacă nu merge. Stau și muncesc, cum am muncit anul trecut, 6 luni la un produs care să-ți facă tweet-uri, dar cum sunt snap-urile, să dispară după o zi. Și după 6 luni de muncă și redesign-uri, am avut doi utilizatori, unul era eu. Și unul era un bot. Nu era un amic de-al meu, un fost coleg de muncă, tipul fiind product owner, obișnuit cu experimentatul. Și atunci a zis, hai că intru și eu, vă zic ce ai făcut acolo. Și acolo a rămas. 6 luni de zile. Am învățat o grămadă de chestii. Adică, ca să înțelegeți, tot sistemul avea cronuri
Este background-ul care se ceau pe Twitter să vadă de când sunt Twitter-urile publicate să le șteargă. Dar cronurile erau făcute, erau niște funcții lambda în Amazon, ca să zici ce avea ne-am făcut, arhitectură pe containere, funcții lambda în Amazon, declanșate de evenimente CloudWatch, pac, ăla ridica funcția, lambda se ducea la Twitter, întreba Twitter de vorbă, se uita care sunt, dacă am mai publicat ceva, le pune în baza de date, se uita în baza de date, vedea ce a expirat, ștergea din baza de date, ștergea din Twitter. Ștergea din Twitter, ștergea din baza de date. Deci, lambda, CloudWatch, Elastic Container Service, containere, Load Balancer, Application Load Balancer, că nu ne jucăm, și reavion. Am cunosc, am avut clienți care au avut, aveau aplicații și infrastructuri de 10 ori mai proaste decât ce am făcut eu pentru mizeria cu doi utilizatori. Înțelegeți? De asta e foarte important să găsiți echilibru între tehnologii frumoase, chestii care mă atrag, chestii moderne și soluție, rezolvarea problemei clientului, livrare rapidă. Actualmente, nu știu, voi sunteți probabil angajați. E cineva pe cont propriu aici? Toată lumea e angajată. E. Dacă asta ar fi o linie de asamblare, da? Deci, asta ar fi poarta fabricii, da? Să zicem. Este două concepte în producție, mari și late. Cycle time, care e timpul de ciclu, cât stă o chestie între două puncte de lucru, sau de câte ori se întoarce, și lead time, cât face, de când a fost luată de pe board-ul cu carduri de lucru, da? De pe listă, până când a ajuns în producție. De ce reduci lead time-ul, da? De-aia ai timp să experimentezi mai mult cu chestia aia și să o promovezi mai bine. Se numește time to market. Toată lumea avea shorter time to market. Și atunci tu, în momentul în care dai o soluție, trebuie, în afară de satisfacția personală și chestiile pe care ți le dă ție, că lucrezi cu tehnologii moderne și vrei echipa să lucreze pe ele și faci tu ceva mișto, să te gândești, o să-mi iau jumătate de ani să livrez landing page-ul ăsta? Oare nu pot să fac ceva ce dă 3 săptămâni? Ca să nu te oblige altcineva să faci ceva ce dă 3 săptămâni după ce ai stat 2 luni pe chestia care ia jumătate de ani. Și atunci ești și frustrat, ești în toate felurile frustrat și mai bine ce mai mai plângi piciorul pe chestia. Vreau 3 săptămâni, 2 săptămâni. Ești oprimat la maxim. De asta e bine să-ți dezvolți partea de găsire de soluții creative. Că oamenii, business-urile, caută chestia asta. Caută shorter time to market. Nu faceți rezumele Driven Development. Nu știu dacă ați auzit de TDD, Test Driven Development. Există și DDD. Nu e Domain Driven Design, e Deadline Driven Development. E bun, e bine să ai un morcov, dar trebuie să știe lumea că deadline-urile nu-s neapărat bădute în cuie. Apoi ajungi în situația în care dai în taste cu cât mai repede și cu atât mai mult, încât când depășești deadline-ul să zică cineva, da, m-a furat, da, da, și la oameni. Da, mă, a trecut peste deadline, dar mai are un pic. Să țineți minte, orice proiect IT nu e niciodată mai puțin de 80% dan și niciodată mai mult decât de 95% dan. E o regulă, se numește The 90-90 Rule, care spune că the first 90% of the work in an IT project, on a software project, represents the first 90% of work volume being delivered. The other 10%, the remaining 10% accounts for the other 90% of the work being delivered. Adică e chestia aia, ajungi la 180% de fapt cu livrarea în software. Da? Sau cum e aia, munca se mantine, volumul de muncă se mantine pe tot intervalul de timp acordat muncii respective. Asta e legea lui Parkinson. Managerii sunt niște dobitoci ca doctor. Legea asta pentru că Parkinson era un pom. Dar, întotdeauna e un dar, în afară de TDD și DDD, Deadline Driven Development, există și RDD, Resume Driven Development. Îi știți pe aia de, dacă lucrați pe ei pe trei proiecte, vor să facă trei tehnologii total diferite? Știi? Cam cum alergă câinele după veverițe. Un câine dacă vede o veveriță, veveriță. E la alergare, înțeles? Vede alta, veveriță. Exact așa sunt și oamenii. Și nu merită să faci asta nici pentru tine, ci cu atât mai mulți pentru clientul tău.
pentru angajatorul tău, pentru ce vrei cu timpul tău, pentru cine lucrezi, pentru Iisus Hristos, guru bipolar, nu știu. Nu merită să faci chestia asta, pentru că îți strici și reputația și mai departe când te duci să te angajezi, să nu credeți că recrutorii, de exemplu, și oamenii de resurse umane nu comunică sau nu vorbesc între ei sau nu sunt ăștia, sunt niște secte din alea care se întâlnesc, se războiesc. Ba chiar au, nu știu dacă știți, partea de neagresiune, Ribbentrop-Molotov, nu știți, nu e chiar de neagresiune, au un fel de Ribbentrop-Molotov între ei să nu șcure oamenii. Adică, de genul, dacă mi-a venit cineva de la compania ta, de exemplu, a venit, s-a angajat la noi, nu ți l-am recrutat noi, nu vii și începi să recrutezi de la mine. Știi? Adică, efectiv, există înțelegeri de genul ăsta. Și există comunicare între ei și toate cele. Și în momentul în care te duci la o companie și te angajezi și ai plecat de la firma cealaltă și ți-ai grație, ai scos, ți-ai, și ai mai făcut și n-ai livrat și n-ai așa, ea întreabă. Întreabă ei între ei. Nu că te deranjează, nu te dea pe tine. Te deranjează dacă sunăm la companie să cerem feedback. Nu se practică la noi chestia asta. Dar se întâlnesc la cafea, că au lucrat și împreună sau în primul undeva și bă, avem cu Ionica asta la interviu. Ce părere ai de el? Oh, și aia e cafeaua de dimineață. Tu ești cafeaua de dimineață. Înțelegi? Și de asta zic, nu faceți rezume de development. Și folosiți site-ul ăsta de ce fără. Majoritatea aplicațiilor pe care le faceți, majoritatea site-urilor pe care le faceți voi, intră în două categorii. Sunt ori admin-uri pe care le uită dracu acolo, care nu au nevoie de niciun fel de SEO, de niciun chestii, ori chestii care pot fi rezolvate cu site-uri statice. Next.js, de exemplu, eu am folosit, cred că, în trei ocazii. Și cred că s-au folosit ca în a patra, bine, proiectele au fost monicele și cred. A patra ocazie cred că o să fie cu remote, pentru că deși o să păstrez partea statică, Next acum oferă partea statică, nu oferă întotdeauna, în care toate paginile pe care le accesez neautentificat, vreau să dau contul din platformă, toate paginile pe care le accesez neautentificat sunt generate static, pur și simplu. Dar mai faci o parte de conturi, mai faci o parte de management, de statistici, ce avem în. Și atunci trebuie să trec cumva la Next.js. Pentru că a făcut greșeala să-mi dezvolt API-ul meu și să am baza mea de date și n-am folosit pe AWS sau alte nebunii. Acum, pentru că produsul încă nu s-a dus în cap, am un avantaj, că API-ul există, trebuie doar să schimb consumatorul. Atât. Dar altfel ar fi trebuit să scriu și backend și alte probleme. Nu știu ce să vă mai spun. Adică v-am dus așa prin tot ce cumva tot ce am putut scoate din notițele, probabil că o să vă trimit notițele cu prezentarea. Adică nu știu la prezentare, să și să primi și notițele mele. Prin tot ce am reușit să scot în două seri, bullet points, în agenda respectivă. Ziceți dacă aveți voi ceva întrebări, că am vorbit la liber, adică e... Cineva? Hai zi! Nu, că n-am nimic ca ceva în mai cap, încercam să mă gândesc la tot ce ai spus și să vă dai. Nu știu, vreți să ceva despre Static Site Generators? Aveți o întrebare despre Next, pe care n-am... Am adus ceva în discuție și... N-ați înțeles voi exact sau n-am explicat eu cum trebuie un concept sau... Aveți vreo aplicație la care lucrați acum și mă întrebați dacă e potrivit un generator sau un Next sau altceva? Eu mă gândeam la mine, dar nu merge. Da. Am una care am apucat acum pe Vue.js. Așa. Dar nu merge că trebuie să comunice cu backend-ul. Păi și? O să faci cu server side rendering. Da. Nu, dar merge... WeRemote e statică complet, dar formularul de publicare de joburi comunică cu backend-ul. Pentru ce trebuie să comunice? Pentru întoarcere de date? Da, aia merge. Vezi că Gatsby suportă și pagini fully client-side. Adică are și client-side routes și îți compilează pagina respectivă, îți trimite un HTML în momentul în care încarci și apoi intră framework-ul, intră rotarea pe client și îți intră... Și probabil că, nu știu dacă în Vue.press,
nu știu dacă în view press, că zici că ești în view. Da, dar e view simplu și cu Viewtify deasupra și atât. Nu contează. View press e un static site generator pentru view. Sunt sigur că sunt un pic mai evoluate decât view press. Dar poți să faci chestia asta pentru că până la urmă când te gândești static site generator o să faci HTML-ul ăla pe care ți-ai servit inițial. Dar după ce se încarcă în browser, chestiile se întâmplă pe client. Ai înțeles? Da. Deci chestiile se întâmplă pe client. Dacă dai refresh și ți-a aruncat un HTML înapoi. Asta depinde și de client, știi? De clientul final, cine dă banul. Și dacă are nevoie de SEO sau nu. Și asta depinde și cum îl vinzi, da. Da. Nu știu. Dacă echipa din de dezvoltare de la client vrea neapărat view. Am zis că am tricou peste bluză, peste tricou. Dar am zis că I gotta stay true to the brand. Da. E și un pic alt, nu? Vorbesc astăzi despre Orbit.js. O să fie slightly technical. O să încerc să trec așa mai high level peste ceea ce vă prezint. Sper să fie ok. Mă mai întrebați, puteți să mă întrebați și în timpul prezentării dacă vreți să mă întrebați. Puțin despre mine. Mă numesc Alate Bălmin. Lucrez la Smart Build România și lucrez ca programator din punct de vedere profesional de vreo 7 ani, overall de vreo peste 10 ani. Sunt un front-end developer, lucrez în Ember.js în principal și pe lângă programare îmi place să construiesc chestii în general și îmi place foarte mult spațiul. Când eram mic vreau să mă fac astronaut, și o să vă și prind puțin în sistemul solar. Despre Orbit.js în mare. Libreria asta încearcă să rezolve o problemă care a apărut care începe să apară tot mai des în aplicațiile moderne de JavaScript și de front-end în general. Și anume că trebuie să reconciliezi date care vin din multe sisteme care pot fi, cum a povestit și în prezentarea de mai devreme, pot fi super diferite între ele și devine foarte greu să manageriești sursele astea de date și să le sincronizezi și să trebuiască să notifici pe toată lumea că s-a schimbat ceva. Toate chestiile astea sunt niște probleme reale și greu de rezolvat. Orbit.js este practic un ORM. E un sistem de management de bază de date, dar pentru client. Și încearcă să rezolve fix problemele astea de interacțiune, de sincronizare între date și mai ales să rezolve problemele de tranziții între offline și online. O singură chestie este să nu-l confundați cu Orbit.db. O să vorbesc și despre el puțin mai târziu. Deci am vrut să vorbesc despre chestia asta. Am fost la Emberfest 2019 și acolo Miguel Campa, CyberNox, care e un programator, un dezvoltator preeminent în comunitatea Ember, a vorbit despre ce lucrează el, și anume aplicații pentru stația spațială internațională. Unde, clar, problema e internetul. Nu ai o conexiune reliable, o să-ți oprească netul pentru anumite perioade. Cum rezolvi chestia asta? Adică oamenii totuși trebuie să folosească aplicații, n-au de ales, adică le faci viața mai ușoară, prinzându-le aplicații. Și el se folosește de Orbit.js pentru a crea strategii și pentru a rezolva fix problemele astea, de a sincroniza date, de a aduce ce trebuie, de a trimite ceea ce nu s-a trimis, că nu exista conexiunea la momentul respectiv, și așa mai departe. Vă recomand foarte tare să vă uitați și la prezentarea lui. E pe Ember, dar nu trebuie să știți Ember ca să înțelegeți ce face el acolo. În principal prezintă concepte de Orbit.js. Filosofia Ember e că totul ar... Orbit.js e că totul ar trebui să fie interchangeable. Nu trebuie... Toate componentele de un anumit tip, chiar dacă se ocupă de o sursă de date diferită, trebuie să înțeleagă o interfață comună. Trebuie să fie ușor să le lipești împreună, să le compui și să construiești un sistem care să lucreze cu mai multe surse de date. Și scopul este să
chestia asta incremental, adică să poți să începi să introduci sisteme noi și surse noi de date în aplicația ta, fără că ea să devină un monstru care nu mai e ușor de înțeles și de lucrat cu el. O să vorbesc puțin fix despre conceptele astea principale pe care le are OpenGL. Și cea mai devreme că trebuie să fie, astea sunt goal-urile, că trebuie să fie plug and play, adică totul să fie ușor de introdus mai târziu în aplicație, fără să trebuiască să faci cine știe ce cod care să lege totul, să lege toate elementele între ele. Să poți să creezi strategii optimiste sau pesimiste de date, adică ce se întâmplă în momentul în care nu mai există internet. Trimiți informațiile și sper că ajunge totul acolo, sau le ții până ai din nou internet și le trimiți mai târziu. Totul iese pe client, dar dacă ai nevoie poți să lucrezi cu OpenGL și pe Node, deci îl poți folosi și server-side. E foarte ușor să faci branching și merging. Asta este atunci când ai nevoie să creezi un set nou de date care e modificat. Dar mai târziu nu știi sigur dacă datele alea vor fi committed sau o să le dai discard, în funcție de ce face utilizatorul în aplicație. OpenGL îți furnizează și chestia asta. Și bineînțeles, pentru că tot sistemul e atât de determinist, poți foarte ușor să faci undo și redo la mutațiile pe care le face utilizatorul asupra datelor. Ca să poată să ajungă să îndeplinească goal-urile astea, trebuie să bifezi anumite checkbox-uri. Ember OpenGL lucrează foarte bine cu surse de date care sunt complet separate. Dacă ai un singur API care îți furnizează toate datele, s-ar putea să nu ai nevoie de OpenGL. Cum ziceam mai devreme, toate componentele trebuie să fie compatibile între ele. Toate vorbesc aceeași limbă și toate au interfețe clare și bine definite pe care trebuie să le respecte. Toate datele se normalizează într-un fel sau altul înainte să intre în sistemul OpenGL. Și trebuie ca toate schimbările care se întâmplă în baza de date să se notifice. Adică toată lumea să știe de ce se întâmplă în sistemul ăla, în toată galeria în care se află datele. Și partea asta e partea de notificări și change tracking. O să vorbesc puțin acum despre primitivele din OpenGL și elementele de bază care construiesc, practic, API-ul expus de OpenGL. Recordurile sunt efectiv datele. Tot ce vine ca informație și intră într-un sistem construit cu OpenGL devine un record. Un record are un ID și un type. Astea sunt identitatea acelui record. Și, bineînțeles, poate să aibă alte atribute sau relații. Este, practic, un rând clasic dintr-o bază de date. Cam așa puteți să-l gândiți. Schema-ul este compus din tot setul de modele. Puteți să vă gândiți că modelele sunt niște clase, record-urile sunt entități, iar schema-ul este tot proiectul sau domeniul. Practic, asta e relația între ele. Modelele sunt instanțiate ca și records și toate modelele reprezintă schema unui proiect. Sursele sunt managerii și providerii de date. Sursele trebuie să înțeleagă cum lucrează cu backend-ul lor pe care îl reprezintă și cum preiau și trimit date spre acel backend. De asemenea, sursele trebuie să respecte interfața aia comună de care vorbeam și să aibă grijă că toate datele care intră în sistem sunt normalizate și când trec de mai departe de la surse către celelalte elemente, e totul uniform. O sursă poate fi un JSON API server, un REST server, poate fi un fișier XML, cam orice furnizează date, stochează date sau lucrează cu date, le manipulează într-un fel sau altul, e o sursă. Transformurile sunt un set de operații. Operațiile sunt efectiv modificări pe care le aducem asupra record-urilor.
asta poate fi adăugare, de record, schimbare de atribute, orice, ștergere și toate transformurile, adică setul ăla de operații pe care o să le execuți, trebuie să fie atomic, adică se execută toate sau niciuna. Și ajungem la query, cam ultima componentă majoră. Query-ul e query-ul clasic într-o bază de date. E o expresie care îți aduce date înapoi. E similară cu, o să folosești query-uri de SQL, gen? Ca și structură, mă refer, și ca și... Nu, chiar, adică au propria lor... seamănă, dar e construiești query-urile prin query builder oricum. Adică e un API de metode și cu obiecte, știi? Nu, nu o să scrii manual query-urile proprii. Eu rămân complet, filtre cu sort, ceva de genul. Cum? Cu filtre, cu sort. Exact, da. Adică cam orice. Scrii select, select în paranteze sau... Da, dar nu o să le scrii tu efectiv așa, știi? Adică o să ai... chiar un API care, pe care le spune Orbit.js, prin care construiești obiectele astea de query și apoi le execuți. Obiectele astea se construiesc pe baza unor modele sau ceva, ai reprezentările datelor undeva în... Da, asta e ce ziceam mai devreme, că ai schema-ul care... Pe baza unor sunt construite automat, nu? Exact, da. Deci știe să facă basic crud, ca să zic așa, și tu doar vii cu enhancer. Are probabil un sistem de moduri, middleware, ceva și... Ceva de genul, da. Putem să ne uităm și pe API, dacă e... Să deci, criteria bine, nu? Cum? Criteria bine? Criteria, ceva... Scuze, n-am înțeles. Criteria bine. Da, ceva de genul, sunt. Deci de-aia este o prezentare foarte tehnică, pentru că am simțit că până în timp. Ajung la log, task și bucket. Logurile sunt practic un istoric al transformărilor care se aplică asupra modelelor, asupra recordurilor. Taskurile sunt niște elemente care încapsulează niște acțiuni pe care trebuie să le faci. Taskurile pot să fie ori asincrone și atunci devin un fel de coroutine, ori sincrone în funcție de ce ai nevoie. Taskurile sunt efectiv o listă de asta facem acum. Iar bucketurile sunt backup-uri, practic. Dacă ai un sistem în care ai date on the fly, dar nu ești sigur, nu știu, poate userul închide tab-ul și ție nu ți s-au persistat încă datele pentru că aveai multe lucruri de făcut, practic bucket-ul poate să păstreze toate informațiile alea undeva în local storage, în index.db, într-un loc pe client. Și după aceea când se deschide din nou tabul, să reia de unde a rămas toate chestiile alea și să retrimite informațiile către apă. Și ultima chestie importantă din primitive, coordinatorul. Coordinatorul este un fel de manager al surselor. Practic, el dictează cum vor interacționa sursele unele cu altele. Spre exemplu, poți să spui că ai o sursă de un JSON API care e principalul tău, principala ta sursă, dar în același timp faci backup în index.db sau, dacă nu ai la dispoziție index.db, în local storage. Practic, coordinatorul o să fie cel care decide unde se duc toate informațiile. Dacă clientul a rămas spre internet, o să le trimite în index.db. Dacă clientul nu are nici index.db la dispoziție, o să le trimite în local storage. Și apoi când o să se conecteze din nou la internet, coordinatorul automat o să notifice chestia, o să notifice sursele și o să trimită tot ce era în local storage sau în index.db și n-a ajuns pe server, o să le trimită către sursa de JSON API într-un final. Asta e foarte, pattern-ul ăsta e foarte puternic ca să construiești progressive web apps, practic. Adică poți să ai o aplicație care se poate comporta și ca o aplicație nativă, cât timp clientul nu are internet și când se conectează într-un final să faci sincronizare. Și asta fără să trebuiască să implementezi tu efectiv toți pașii de sincronizare. Coordinatorul e foarte declarativ, adică doar declar care sursele și care strategiile între ele, fără să faci foarte mult wiring code. Și o să vorbesc puțin despre data sources, principalele pe care le expune Orbit.js. Prima este memory. Efectiv, structura de date e ținută în memoria tabului. Asta e ca și cum ai avea, pur și simplu, variabilele JavaScript, nu știu, ai un map în care păstrezi
toată baza de date a ce face clientul în momentul de față. Capitatea ar fi să construiești o aplicație super simplă, care are toate datele shortlink și păstrează date numai cât stă clientul în tabulă. Nu știu ce utilitate ar avea o astfel de aplicație, dar cu asta poți să faci basically chestia asta. E foarte ușor pentru de făcut forking și merging cu sursa asta de date, pentru că toate structurile sunt imutabile și generează structuri noi în momentul în care se fac mutații. JSON API e pur și simplu un adaptor către un API care respectă schema JSON API, care e un standard pentru a construi API-uri bazate pe JSON. E cam standardul modern pentru API-uri de genul ăsta în ultima perioadă. IndexedDB, iarăși, nu e foarte mult de zis aici, e un adaptor pentru o bază de date IndexedDB. Asta ar fi o alternativă la memory. Practic, cu memory ai putea să lucrezi în mod direct pentru că e foarte rapidă. În IndexedDB să ții datele pentru că o să-ți persiste chiar și după ce user închide tab-ul. Dar IndexedDB e puțin mai lent, deci probabil o să vrei ca aia să fie o alternativă și într-un final toate datele, când ai nevoie, le poți sincroniza cu API-ul tău real de pe un server. Și mai este și local storage. Poate fi o alternativă pentru IndexedDB în momentul în care nu ai acces, clientul tău nu are funcționalitatea de IndexedDB, doar că are dezavantajul că e sincron. Cam toate implementările din browserele de astăzi sunt sincrone, deși specificația nu cere neapărat asta. Și scopul local storage-ului e să stocheze date mai micute. E și foarte limitat din punctul ăsta de vedere, dar nu e recomandat pentru volume mari de date, pentru că va fi impactată performanța. O să vorbesc puțin aici de alte potențiale surse. Ce am prezentat mai devreme sunt deja implementate. Sunt niște module pe care le puteți instala efectiv cu NPM install whatever. Și majoritatea vor merge out of the box atâta vreme cât API-urile sau structurile voastre respectă standardele impuse de OrbiJS. Alte surse pot fi foarte ușor implementate pe baza interfeței de data source. Și ca exemplu avem OrbiDB. OrbiDB e o librărie care creează o bază de date peer-to-peer. Practic nu există un server comun. E efectiv ca un torrent. Toată lumea care folosește baza aia de date o să aibă toată informația sau bucățile din informație și o share-uiește cu ceilalți din sistem. Și e foarte ușor să implementezi practic un data source care se leagă de OrbiDB și care o să lucreze efectiv fără un server. O să lucreze numai între clienții ăia. Și dacă vrei să construiești ceva privat, poate, nu știu, poate intern într-o firmă sau ceva de genul ăsta, practic poți să construiești fix în felul ăsta, fără să trebuiască să implementezi și un server care expune API-ul unde păstrezi toate datele și le furnizezi. La fel de bine poate să fie un spreadsheet sau un JSON file, nu o să fie foarte rapid, clar, dar poți să scrii un adaptor de data source care o să se conecteze la Google Drive și o să comunice cu acea sursă de date. Dar la fel de bine, dacă ești în Node.js sau faci un native app, poți să folosești un fișier în care îți pui datele în ce structură vrei tu. Poți să trântești direct în JSON și să-l citești de acolo. Practic, poți să ai un adaptor care face fix asta. Dacă aveți întrebări, e puțin mai... OrbiJS permite multe chestii și e foarte ușor să lucrez cu el, practic. Adică, dacă vă uitați la prezentare și... Mai ai timp? Mai ai timp, da, ok. Pot să fac puțin un short clip din prezentarea lui Miguel ca să vedeți efectiv cum face el toată chestia. E live coding și e destul de scurt. Dar până una alta, dacă aveți alte întrebări. Ați zis cineva întrebări? Trebuie să-mi întreb ce e telecomandă.
ziceai că suportă mai multe data sources. Adică, în principiu, orice file system, că nu am orice bază de date în file system, cu ceva peste. Poți să consumi acolo, de exemplu, 7 de GraphQL, dar tu suportă REST. GraphQL e un REST, dar poate să arunce query-urile în GraphQL, are vreun adaptor, ceva, vreun Nu știu dacă există acum un implementat, dar și dacă nu există, e foarte... Adică ar trebui să scriu unul. Și... Aia zic că trebuie scris. Dar s-ar putea să existe, că mă aștept ca GraphQL să fie totuși destul de folosit încât să... Nu știu, dacă că nu e nevoie să cauți, mă gândeam că doar că știi... Dacă nu, personal nu știu, că nici nu am recunosc că n-am lucrat la GraphQL. Eu știu că de-a întrebam în mod... specific pentru că știu că în comunitatea Ruby, de unde a evoluat până la urmă și Ember, ei sunt destul de rămas, sunt de rest, știi? Și nu e că sunt vechiți sau ceva, că fac oamenii niște... Nu știu, mie îmi place cum se scrie, poți să produci grupa mare, Airbnb, Dropbox-ul, Dropbox-ul era pe Rails tot, încă, cred că încă e. Sunt extraordinare, dar asta mă întrebam dacă a ajuns și la ei, știi? Dacă îi... I-a prins și pe ei, de asta zic. Noi, aplicația pe care o dezvolt eu, are back-end-ul API-ul făcut în Java. E mai non-ortodox puțin, că nu folosim nici layer-ul de date expus în Ember.js, ci ne-am scris propriul layer de date. Și atunci nu am experiență nici cu Ruby, deci nu știu sigur să răspund la asta. Era doar o chestie, știi, asociere de comunități, cumva, na, Yehuda Cats și băiatul celălalt pe care nu știu niciodată. Ar fi ciudat să nu fie GraphQL, știi? Aia mi se, pentru că acum e nou, știi, toată lumea folosește GraphQL, hai să... Yes, știi, am întâlnit multe companii și la modul, nu companii în sine, ci tehnici și așa, care, ce putem să facem cu rețet. Scrii cod, nu o să scrii tot de date și niște resolver, știi, type definitions, adică vă plângeți toți, vreți type-scripturi și nebunii, că vreți predictibilitate și tipuri și așa, și nu vrei să scrii într-un limbaj, ca să zic așa, sau într-un mod în care să ai tipuri și reprezentări și tot acolo, știi? Și mai era ceva nu se întrebi? Cu IndexedDB, da, ai spus că e încet. Asta era și chestia mea. IndexedDB-ul ăla e încet. Să facem cumva sincronizarea incrementală, adică ajunge în memorie și de acolo, dacă nu în IndexedDB sau... Păi, cam așa... Hibridă sau e în pași? Păi, depinde cum vrei să faci. Pe strategia pe care o... prin coordinator poți să pui ce strategie vrei tu. Adică poți să... Deci, coordinatorul, practic, o să le zică data source-urilor. Voi sincronizați în felul ăsta datele. Și ca la service workers, când îi spui strategia de network, dacă e network first, dacă e cache first, sau exact. Cine răspunde cel mai repede, și tu practic poți pui, deci poți să pui memory să fie first line of defense, practic, știi? Și să lucrezi tot timpul cu memoria și din când în când, sau când e relevant, sincronizezi în IndexedDB și de acolo pe API. Adică, dar poți să sincronizezi și pe toate în același timp, dacă vrei, știi? Dacă vrei redundanță, dar atunci ajungi, dacă aplici CAP Theorem, știți CAP Theorem? Baze de date? Consistency, availability și partition tolerance, de la astea vin CAP. Și de obicei, într-o bază de date, n-ai decât două. Adică dacă e C și C, e consistent, datele știi că întotdeauna ce citești de acolo e ce trebuie. Și partition tolerance, adică poți să le distribui pe mai multe chestii. Atunci n-ai availability, eventually available. Adică nu știi dacă întotdeauna când interoghezi sistemul e gata să-ți dea datele, dar când ți-a răspuns să-ți dea datele care trebuie. Dacă ești C și P. Dacă ești A și P, available și partition tolerant, adică vrei vorbim de întrebi, dăm date și să fii pe multe locuri, e eventually consistent. Adică datele pe care le primești eventual vor fi consistente, dar dacă ți-ai actualizat profilul de pe aplicația mobilă și ai dat un refresh la aplicația desktop, s-ar putea să ai datele vechi până peste două refresh-uri. Și de asta zic că e cumva în situația asta în care faci replicare în mai multe locuri, ce unde ce ajungi să aplici un fel de chiar. Deci îți decizi cum... Practic, OrbiJS nu îți zice cum se rezolve alea, știi? Îți dă doar mecanismele dintre, da, ca să poți să ajungi să rezolvi cum vrei tu. Mersi.
Mai aveți alte întrebări? Dacă nu, mersi. Nu mai e o planetă, dar mai, mai e o planetă. E o planetă. Vă mulțumesc. Vă fac acum scurt clipul ăla și apoi putem să mergem mai departe la altele prezentate. Asta dacă se încarcă YouTube. Nu? Asta dacă se încarcă YouTube. Vedem dacă se încarcă. Dacă nu, invitați pe link pe care l-am pus în slide-uri și... Teoretic și eu și am 4G și uite cum merge. Ai 4G? Da. Nu am pușcărie pentru 4G. Nu, la 5G. Ce vreau? Mă, pe un G la tine, mai multe e așa. Am venit eu cu prostirea să ne putești. Nu știu dacă la voi, nu știu dacă la voi s-a făcut dezbatere, dar Sibiu s-a făcut dezbatere împotriva 5G. Împotriva 5G? Da. E foarte bine, mi se pare extraordinar. Nu vreau să fac cuptorul cu microunde deschis lângă mine. Dar oricum suntem un pic de ciflajă de testare pentru chestiile astea. Păi nu. Ok. Eu o să vă vorbesc despre static website generators în PHP. Top o să fie un general overview și un pic de workflow. Foarte scurt despre mine, sunt un Zen Certified Engineer și PHP Backend Developer, iar asta e primul meu top. Nu puneți prea multe întrebări. Da. Bun. O să vorbesc despre ce sunt static site generators, o să dau câteva exemple. Și o să prezint un workflow general și apoi conceptul de colecții care e cheia la toată chestia și niște use case-uri. Ok, deci ce sunt? Sunt niște tool-uri care iau text formatat într-o anumită manieră, spre exemplu Markdown, și va crea o resursă web care poate fi HTML, JSON, XML, nu are importanță. Practic orice poate fi citit. Aici, în exemplu, spre exemplu, ia autas.md, care e un markdown și îl transformă într-un index.html în folderul autas, ca să facă un prettified URL, practic. Și la fel și cu celălalt, care e un pic mai complex pentru un blog, creează o structură mai complexă din același motiv. Și, desigur, poți face un RSS feed sau sitemap-uri sau ori, pe baza aceleași tip de button. Niște exemple. Eu o să vorbesc despre Jigsaw și Sculpin, că sunt cele mai populare. Jigsaw este inspirat din Laravel, deci dacă ați mai lucrat cu Laravel, o să fie cât de cât cunoscut. Folosește anumite clase ale lui, dar și merge pe conceptul de convention over configuration. Adică, atâta timp cât mergi după documentație, rezultatul e predictibil și nu trebuie să configurezi foarte mult. Sculpin, în schimb, mai mult bazat pe cum îl configurezi. El, în funcție de asta, va crea anumite pare default-uri, dar nu, se bazează mai mult pe configurație. Ok, și workflow-ul. Asta va fi așa, destul de general. Mai întâi, generăm proiectul. Cum am zis, e un tool. Deci vine cu un command line interface, unde poți să generezi proiectele. Ambele au template-uri de blog sau pe site-ul de documentație. Și în urma a ceea ce generează, o să creeze un folder, numit source. În folderul source se află tot contentul site-ului. Astea pot fi view-uri, pot fi layout-uri, pot fi effective content-ul, markdown files, orice pagină care vrei să o creezi. Jigsaw folosește Blade, pentru că vine de la Laravel. Și Sculpin folosește Tui. În cazul Sculpin, fiecare fișier, chiar dacă e .html sau XML, va trece prin Tui. Deci, oriunde poți folosești pe Tui.
Iar fișiere, folderele acelea cu underline posts, spre exemplu, sunt colecțiile. Acolo va fi content. Despre colecție o să vorbesc un pic mai acolo. Bun. După aceea generăm site-ul, după ce l-am populat cu content. El, în cazul lui Jigsaw, vine cu Laravel Mix, care se ocupă de asset-uri, de compilat SAS sau S6, să mute fișiere, chestii de genul, deci practic ce face Webpack. Așa, Sculpin nu vine cu funcționalitatea asta, dar are before build și after build hooks, deci poți să îți adaugi propriile comenzi în timpul build-ului. Da? Acum, partea interesantă, colecțiile. practic, o colecție e ca o tabelă într-o bază de date. Iar fiecare fișier e entry-ul în tabela respectivă. Ele se definesc prin configurații, folderul în care se află va fi underline collection name și acolo se pun, spre exemplu, markdown files care la început pot să vii cu YAML from method. Deci bucata aceea care zice extends până la cover image. Practic, dacă e să vă imaginați o tabelă, fiecare cuvânt cheie este o coloană a tabelei respective, iar contentul final, this is the sum, așa, e efectiv contentul paginii, deci ca ultimă coloană. Pe baza lor poți să faci sortări, creează un obiect, practic, care este accesibil oriunde în template. Deci dacă pe altă pagină vrei să afișezi, spre exemplu, nu știu câte posturi s-au făcut, ai acces printr-o variabilă globală page, să ceartă numele colecției în cazul ăsta post și apoi aia este în cazul lui Jigsaw un Laravel collection, în cazul lui Sculpin e un array și cu el poți să manipuleze informația, să parcurge practic un iterator. Niște use case-uri, site-ul de documentație ar fi practic orice site de prezentare a cărui content se modifică la un moment dat, din diverse motive. Site-ul de CV-uri sau chiar și APIs. În JSON, XML, pentru că poate genera astfel de fișiere, pe baza lui poți să creezi și APIs. Simple. APIs simple. Ok. Punctele importante. Colecția e contentul. Deci, ele sunt în markdown, din contentul respectiv se generează celelalte fișiere care pot fi HTML, XML, JSON și vin și cu funcționalitatea asta de asset management. Cam asta e. Dacă aveți întrebări. Așa voi o întrebi. Spune-mi. De ce aș folosi PHP, varianta de PHP în loc de ce-o prezentat, de exemplu, Adrian? Poți să-ți răspund eu? Te rog! Pentru că știi PHP. Păi, na, eu se întâmplă să știu și PHP și JavaScript. Folosești și știi, în principiu. Adică, mie asta mi se pare. Tipii care m-au forțat pe mine să folosesc Jigsaw, de exemplu, nu mai aveau un care să le facă front-end și aveau un site static de făcut, erau șoc de PHP. Nu mai aveau oameni să aloce acolo. Dacă ești șoc de PHP, mie unul mi se pare absurd. Doar în situația în care vrei tu să treci în direcția aia, să faci cu, nu știu, mă gândesc la primul static sencere pe care l-am folosit eu, cu King Acquisition. Cu Jiu, mi spune fel. Care ai folosit mai multe static sencere pe care să-l eu m-am făcut în Ruby, am și uitat, 2014, îți dai seama. Pentru documenta JPEG. Da. Da. Înțelegi? De ce? De aia, pentru că asta folosești intern. Da, să-i răspund. Eu că n-am țetut poate. Întrebarea e bună și răspunsul e simplu. De aia. Practic, motivul pentru care am vorbit, am inclus și Jigsaw, că practic puteam să aleg un singur, să vorbesc despre unul anume. Dar Jigsaw se bazează pe Laravel, Laravel e foarte popular în PHP, deci automat dacă ești cineva care deja lucrează cu Laravel, e o trecere foarte ușoară. Iar ce am zis, Sculpin în contrast, cum ar veni, în sensul că, ok, nu folosește, sunt niște diferențe, dar conceptul e același.
și practic funcționează la fel cu mici diferențe. No. Deci dacă nu îți place la Laravel, e și o soluție pentru asta, ceva de genul. No. Dar Pornesc că poți să folosești YAML și ca data source, dar că tot ai front method-ul ăla în care îți definești data. Da. Deci, în cazul lui Sculpin, YAML-ul este și configurația, deci fișierele de config sunt și sunt tot în YAML. Am înțeles. În cazul lui Jigsaw, sunt PHP arrays. Da. Așa sunt, nu? Da, frate, așa sunt. Așa sunt. Așa sunt, cam aaa. Mă rog, eu personal le prefer. Prefer array. PHP, e multifuncțional. Dar, da, e și varianta asta. Iar from method, practic acolo poți scrie ce informație te ajută pe tine. Poți să zici, ok, published, true, false, sau status, published. Sau orice fel de... Deci poți să-ți definești practic orice... Exact, deci nu e o chestie împătută în cuie. Da. Mai puțin, da, cum aveam acolo, extends, layout-ul, nu știu care, atunci aia da, e built-in pentru... Da, că extinde layout-ul. Dar, dar restul, title, name, asta poți să scrie tu ce vrei, orice tip de informație, orice tip de... La asset management-ul ăla, cam cum funcționează? Care-i, după ce principii se ghidează? Adică îți ia el fișierele dintr-o parte și ți le mută în alta sau cum? Da. Deci, aici, la Jigsaw face într-un fel, Sculpin face altă. Sau mă rog deloc. În cazul Jigsaw folosește Laravel Mix, care e practic Webpack. Sau mă rog, un plugin peste Webpack. Deci orice funcționalitate care are Webpack, are și el. Ce face este... Aici. Deci, în cazul lui Jigsaw, e un underlying assets, primul folder. Practic, el ce o să facă? O să ia de acolo, alea sunt ce SAS-urile, toate astea care trebuie generate, și apoi le va muta, le va procesa și le va muta în build, în direcția, în celălalt slide. În list, practic. Da, am înțeles. Da. Assets, normal, e cel care nu se modifică. Deci n-ai, acolo sunt imagini sau chestii. Ah, ok. Favicon. Nu. Și în, aici, build, asta este prod, assets va fi populat cu ele deja preprocesate. În cazul Sculpin, în documentația lor vorbesc de iar, spre exemplu. Dar nu e o chestie built-in, cumva te las pe tine să vii cu ce soluție vrei. Și în momentul în care zici build, dacă implementezi hook-urile de before build, spre exemplu, poți să zici rulează, nu știu, webpack, da, whatever, înainte de build și apoi evoluează. Mă gândesc că astea sunt configurabile, nu? Ai un fișier, deci tot e configurabil. Da, tot modul cum asta n-am vorbit, dar practic aici, spre exemplu, e build-ul de production, dar poți, e și pe environment. Deci poți să ai build pentru dev, staging, production, toate astea și configurații diferite pentru fiecare. Jigsaw face merge automat la configurațiile astea, în timp ce Sculpin nu trebuie tu să spui extinde o configurație de bază. Și atunci el o să extindă. Ai folosit în producție, folosești în producție generatoarele astea sau doar pentru tine? Nu, asta vreau să fac un site pentru mine de CV, practic. No, site-ul. Așa, așa. Așa. Și... Și vreau cu blog. Da. Și, spre exemplu, colecțiile, cum pot fi folosite, eu am pus ca și colecție experiența. Fac Universitatea de Științe, perioada aia. Aia am pus în front matter și eventual o mică descriere, așa. Și apoi job-ul. Numele companiei, dar toate astea într-o singură colecție, diferite fișiere și am făcut timeline în front-end. Deci, l-ai publicat, ai vrut? Nu. Nu, încă nu l-am publicat. Păi aia 5%, fii atent. Da. Exact. Aia o să mă pe... Depinde ce regulă aplici, știi, aia cu mai puțin de 80%, nu e mai mult de 95% sau 99%, știi? Și aia 10% care sunt, de fapt, restul de 90% de muncă. Sunt tempiedice chestia aia să da, păi... Chiar așa a fost, am mers foarte repede cu designul, cu toată chestia și în momentul cu contentul aia a fost chestia care m-a încetit. Exact ultimul punct. Nu e ultimul. Toată lumea face contentul la final. Deseori, mai ales când faci site-uri de marketing,
e bine să primești contentul la început, pentru că vine clientul și zice, a, pune două paragrafe de lor în Ipsum, ai înțeles? Nu. Și după aia vine și... Da, nu. E urât layout-ul. Da. Două paragrafe de lor în Ipsum versus 20, scuze-mă, ți-ai scris e-book un site. Știi? De e bine să încep cu conținutul la început. Și în general, word, of, word, word from the wise, alții nu eu, doar relay, când începeți cu chestiile de marketing, trântește-o pagina, orice produs dezvoltați, înainte să-l dezvoltați, v-am spus, 6 luni, avioane, arhitectură, toate cele doi user. Faceți marketing, faceți un studiu, bă, vrea cineva asta, îi trebuie cuiva asta, hai să pun un landing page acolo. Hai să scriu pe LinkedIn, hai să fac nu știu ce. Nu vă apucați să vă băgați ficatul timpul și viața personală în ceva și să vă treziți că no working. Pune-l sus. Vreau să-l văd. Asta. Urmează. Pressure. Pressure. Da, da. Altă întrebări. Pardon. Thanks. Mulțumim, Andrei. Hai să-l aplaudăm. Thank you.